Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video vreau să vă arăt un prim test cu sursa de alimentare. Am făcut aici un montaj pentru testare. Arată cam urât, așa cu multe fire, dar nu am deocamdată o carcasă sau ceva unde să le introduc. Este doar așa pentru video, să vă arăt cum funcționează. I-am făcut chiar și un panou frontal pe o bucată de plastic. Ei bine, aici am cablajul, așa arată. După cum am spus și în fi anterior, este frumos, marcat, este ușor de ansamblat. Singura problemă, sau nu problemă, important să nu uitați să lipiți câteva piese. Avem aici un tranzistor, avem aici un semireglabil și la acest circuit integrat 723 să puneți un punct de cositor și pe partea cu componentele. Da? Acum nu pot să fac un zoom acolo, dar se vede că acel tranzistor este lipit și pe partea cu componentele. Da? La fel și la circuitul integrat și mai există și la unul dintre semireglabile. Eu am pus acești semireglabili în picioare. Nu prea este ok pentru că nu pot să reglez așa bine, dar după cum am spus, este doar un test. Da? Ideal aici este să punem niște semireglabili ca să-i putem regla foarte ușor. E bine, după montare, important este să reglăm mai întâi, după montarea componentelor, să reglăm acești semireglabili. Dar vă explic imediat, da? Am uitat să vă arăt și de tranzistorii finali, da? Tranzistorii finali, îi avem aici pe un radiator, la fel o improvizație rapidă. Tranzistoarele trebuie izolate față de radiator, deci ideal ar fi să introduceți o folie între capsulă și radiator. Rezistențele de putere 10W sunt deocamdată prinse doar așa provizoriu pe radiator, iar cu niște fire sunt realizate conexiunile. Da? Important aici este să folosiți nu fir ca acesta subțire, ci fir un pic mai serios. Da? Eu am folosit doar ceva rapid, da? Fac doar un test. Aici am improvizat o plăcuță mică pentru lipirea tranzistoarelor. Puteți să faceți cu fire, cu papuci, sau puteți să faceți cu o bucată de caplaj aceeași chestie ca aici. Da? Tranzistorul acesta este pus aici. Aici la fel vine o rezistență care este legată la cealaltă rezistență și tot așa. Acest tranzistor este, de fapt, toți cei trei tranzistori sunt conectați în paralel. Iar la placa principală vin trei fire, patru de fapt. Vin colectorul, bază și emitor și mai avem încă un fir care vine de aici la rezistență. Bineînțeles, pe placă sunt toate frumos marcate, deci nu ar trebui să greșiți, da? După montarea componentelor, ar trebui să reglăm din acești doi semireglabili tensiunea minimă și maximă. Da? V-am explicat în lecția anterioară de ce este important și de ce este bun să avem o astfel de funcție la sursa de alimentare. Această sursă o puteți regla de la un minim de 3V până la un maxim de 24V. Da? Eu de obicei îmi reglez undeva între 5 și 20V, 22V, depinde, deoarece în practic așa folosesc tot timpul tensiuni fixe de 5V, de 6V, 9V, 12V și rar, eu știu din când în când să folosesc o tensiune mai mare. Da? De exemplu, acum să vedem cât am un minim aici. Am reglat un minim de 3,90 ceva, deci aproape 4V. Iar am pus un maxim de 20V. Vreau să precizez că acesta nu este chiar transformatorul adecvat pentru această sursă.
Este doar așa, doar pentru test provizoriu, pentru că încă n-am transformatorul ideal. Și cam atât. Alt reglaj nu aveți ce să faceți, da? Reglați un minim, reglați un maxim și cam asta e, da? Am improvizat aici un mic panou frontal. După cum vedeți, am introdus un voltmetru, ampermetru. Arată fain. Se găsesc pe shop-urile la mine din Germania, se găsesc undeva între 7 și 12 euro. Dar sunt pe site-urile din China cu 2-3 dolari. Sunt sigur că ați văzut, sau pe eBay. O să găsiți. Cred că am unul aici pe masă, da. Este simplu de conectat. Sunt cu tot felul de culori, cu albastru, cu roșu, cu... Sau dacă aveți voltmetru analogic, puteți să conectați un voltmetru analogic, ampermetru, old school. Stai să vă arăt de care. De exemplu, știu dacă aveți așa ceva pe acasă, puteți să vă puneți așa ceva dacă vreți să vă faceți sursa mai retro. Am aici un voltmetru până la 30 de volți. Dar eu prefer ceva așa mai modern, mai digital și acestea sunt chiar ieftine, da? Sunt simple de conectat. Aici am LED-uri care îmi semnalizează protecția. Două borne, care și astea sunt deocamdată conectate așa provizoriu. Bornele de ieșire. Și bineînțeles, dacă sunteți creativi, vă puteți face chiar un design frumos. Am să vă arăt în alt video un design pentru carcasă. Am realizat chiar un design în Target. Și aici avem doi potențiometri. Potențiometru de reglare a tensiunii. Și un comutator. De fapt nu este potențiometru, un comutator cu care putem să punem să reglăm curenții, da? Sincer să fiu, eu prefer mai mult cu comutator, deoarece de obicei la sursa de alimentare reglez la sursa care o am aici, îmi pun, de exemplu, știu, 1 amper sau 2 sau 3 sau 5. Rar este când stau și chiar îmi reglez un curent, să n-am nevoie de un curent de, eu știu, 1,7 amper. Îmi pun de obicei o valoare fixă, da? Și varianta cu comutator este chiar faină și foarte practică, da? Comutatorul arată așa. Sunt ieftine. Pe comutatorul este toți pinii sunt numerotați, ceea ce o să vă ajute foarte mult la lipirea pe placă. Vă arăt de fapt aici. Unde vine comutatorul pentru reglarea curentului, toți pinii sunt numerotați și pe placă și coincid perfect cu ce aveți aici. Și este foarte ușor. Da? De fapt, hai să vă arăt cum este aici. Pinul notat cu C este conectat la 1 și celălalt pin vin direct pe placă, da? Pe placă aveți aici jos undeva unde scrie 1C, după aia 2, 3, 4, 5 și așa mai departe și sunt conectați la așa ceva, da? Comutatorul are 6 poziții, v-am arătat și în lecția anterioară ce curenți puteți să reglați. Și bineînțeles, se poate modifica foarte ușor, sunt acolo niște rezistențe, dacă știu, sunteți mai pretențios și vreți să vă, știu, să vă faceți, eu știu, alți curenți sau știu, în fine. Arată foarte fain, este micuță, da, este micuță, aici trebuie să vă faceți rost de un radiator sau să cumpărați unul. Și un transformator. Ideal ar fi, eu știu, un transformator toroidal, 22 de volți, 7 amperi sau, eu știu, mai mare dacă aveți.
Și vă puteți realiza o sursă foarte, foarte faină. 723 este un clasic, este un circuit integrat clasic, specializat în așa ceva, da? Hai să băgăm ceva. Am aici un ventilator. O tensiune mare. Punem mai puțin. Îmi arată acum și curentul tras. În alt video am să vă arăt cum puteți să faceți și un mic ventilator pentru răcirea forțată a radiatorului, un senzor pentru pornirea unui ventilator. Bineînțeles, tranzistoarele nu se încălzesc la așa consum. Și vă puteți realiza chiar o sursă destul de micuță. Aici am o sursă asemănătoare în asta, exact ca asta, dar am modificat-o mult deoarece nu prea încăput aici, în carcasa asta. Vă spun sincer, nu prea îmi plac mie modelele astea de surse. Îmi plac genul așa cum e la, de exemplu, carcasă de genul cum e aici la generatorul de semnal, da? Lat, așa mare, mai faină. Nu prea îmi plac mie modelul ăsta. Sunt practice așa, că sunt micuțe, le introduci, dar îmi plac așa să am eu aparate așa mai late, mai mari. Da? Acum fiecare ce are pe acasă, da? Da, bun. Atunci aici mă opresc. Aceste plăcuța, link găsiți în descriere. După cum am spus, puteți să luați de la mine din shop placa sau tot kitul complet sau puteți să luați doar datele Gerber dacă doriți. Au fost câțiva care au zis că am început să devin comercial. Oameni buni, nu vă obligă nimeni să cumpărați. Eu mi-am pus acolo produsele și asta este ce fac, este problema mea. Nu am obligat pe nimeni să cumpere. Cine vrea să cumpere, cumpără. Sunt mulți care mi-au trimis chiar câteva mail-uri așa neserioase, scrise în limbajul ăla de bastard. După cum am spus, cine dorește poate cumpăra la mine din shop, dar dacă am pus în shop, asta nu înseamnă că acum devin comercial sau știu ce. Și eu vreau poate să câștig bani, cum vreți și voi să câștigați bani, nu? Și dacă am pus ceva în shop, asta nu înseamnă că sunteți obligați să cumpărați, da? Și dacă nu vă convine ceva, puteți să îmi trimiteți un mail sau să îmi lăsați un comentariu cu un alt fel de limbaj, da? Nu înțeleg cu ce vă ajută dacă înjurați. Văd, nu știu de ce cu frustrarea asta pe unii dintre oameni. În fine, este târziu la mine, mă duc la somn și mâine facem un alt video. Da? Sau poi mâine, da? Bineînțeles, puteți să vă faceți două surse la fel dacă doriți și puteți să faceți o sursă dublă, da? Stabilizată. Da, bun. La revedere. Ciao.